Pe timp de canicul, atât alimentația cât și consumul de lichide suferă modificări. Dacă în restul anului organismul se mulțumește cu 2 litri zilnic, vara se poate dubla cantitatea pentru o hidratare corespunzătoare. Uite ce poți păți dacă nu bei apă suficientă. Hidratarea optimă menține un tranzit intestinal corect, favorizează pierderea în greutate și face pielea strălucitoare. Este suficient să pierzi 1,5% din apa pe care o conține corpul tău pentru a te simți deshidratat. Iată șapte dintre efectele pe care organismul tău le resimte atunci când nu are suficientă apă. Respirație urât mirositoare. Cu de activitatea cotidiană, uneori uităm să mai bem apă. Nu este deloc bine pentru că se deshidratează până și gura. Astfel, volumul normal de salivă scade, iar bacteriile proliferează cauzând o respirație urât mirositoare. Pielea uscată. Prima parte a corpului care va simți consecințele unei hidratări necorespunzătoare este pielea. Nu trebuie să o hrănești doar la exterior cu creme, ci și la interior printr-un aport suficient de apă. Starea de moleșală care apare după amiază poate fi provocată de lipsa de apă în organism. Când ești deshidratat, presiunea sanguină scade, inima bate mai repede, sângele circulă cu greu până la creier și mușchi, rezultatul fiind oboseală, durerile de cap, senzația de indispoziție. Dacă nu ești suficient de hidratat, acest lucru îți poate afecta activitatea fizică. Pentru a evita această problemă și a rămâne în cea mai bună formă, consumă apă înainte, în timpul și după efort. O bună hidratare limitează și riscurile crampelor musculare. Bea apă atunci când șofezi. Este bine să ai tot timpul în mașină o sticlă cu apă. Starea de deshidratare ar fi legată de o creștere cu 50% a erorilor de conducere a vehiculelor, putând să cauzeze accidente. Relatează realitatea.net